Victoria la scor cu Dinamo a fost sărbătorită de șepi și cu manele. A răsunat muzica în vestiarul fotbaliștilor din Sfântul Gheorghe, care sunt acum cu gândul la Europa. Fotbaliștii lui Șepși au petrecut cu muzică pe Arcul de Triumf după 3-0 cu Dinamo. Cine e DJ-ul de la voi? Cred că e de ce votare e DJ. Da? Da. Ai el... manele? Da, normal, normal. La petreceri, manele, sigur. Nu avem o melodie anume. Ne place să ne bucurăm, dar să rămânem totuși echilibrați și la victorie, dar și la înfrângere. Jucătorii lui Șepși au petrecut la final și alături de fani. Au cântat imnul Ținutului Secuiesc. Este un ritual, exact cum ai spus tu. Eu nu înțeleg nimic. Dar din respect față de oamenii ăștia care vin la stadion, am înțeles că se cântă un imn al secuilor. Șepși se pregătește pentru returul cu CSKA Sofia, iar Ciubotariu numără minutele până la meciul cu Bulgarii. Deci Asuna trebuie să plec. Nu, glumesc. A sunat că trebuie să ne pregătim pentru următorul meci. Peste 5.000 de fani a avut Dinamo la meciul de pe Arcul de Triumf. Suporterii au plecat acasă supărați, dar plini de speranțe. Scapă Dinamo de retrogradare. Scapă, sigur. Avem încredere în domnul Ovidiu Burcă, o să facă minuni. Înnecat, am arunțat. Înnecat deja!